Noile metrouri care ar fi trebuit să circule deja pe liniile din subteran rămân momentan în depou. Estimările specialiștilor arată că acestea vor fi puse în circulație anul viitor, asta dacă constructorul va livra toate trenurile la timp. Producătorul trebuie acum să achite penalități de 28 de milioane de euro pentru întârzieri, însă a decis să atace în instanță pe motiv că întârzierile au fost provocate de o curbă nespecificată de pe traseu. Și discutăm despre acest subiect cu colegul nostru Ștefan Edveș, este realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Te salut, Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața! Care sunt șansele, realist vorbind, să vedem aceste metrouri începând cu anul viitor? Știm că e necesară o astfel de investiție. Păi, înainte de toate, 30 de secunde, trebuie să vorbim și despre acel tren adus tot de Alstom, pentru că și liniile, și garniturile de metrou și trenurile sunt produse, fabricate tot de către Alstom, francezii de la Alstom, în contextul în care la trenuri există o întârziere de cel puțin un an de zile și sunt penalități de vreo 137 de milioane de lei, 26 de milioane de euro aproximativ. Deci și acolo există o întârziere și avem șanse, atenție, la jumătatea lunii noiembrie, dacă nu mă înșel, domnul Ștefan Oșanu, președintele, RF să mergem cu acel tren, adică după aproape un an de întârziere, trenul respectiv fiind adus undeva la începutul lunii decembrie 2023 în România. Revenind la metrou, aceeași problemă gravă din punctul meu de vedere, pentru că aceste garnituri de metrou ar fi trebuit să fie, dacă nu mă înșel, toate ar fi trebuit să fie în România, să circule în acest moment și cel mai devreme cu acele garnituri de metrou vom circula în primăvara anului viitor, în contextul în care, într-adevăr, există aceste probleme legate de construcția magistralei în drumul Taberei și în contextul în care există și aceste penalități. Trebuie văzut ce se va întâmpla între Metrorex și Alstom în perioada următoare și dacă, într-adevăr, în primăvară vom merge cu metroul nou.